Bună seara, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Bonurile fiscale și arta sunt subiectele zilei pentru români și nu pentru că și-ar fi descoperit vreo pasiune aparte, ci pentru că suntem forțați de autoritățile statului să discutăm vrând nevrând despre cele două subiecte. Nu vom spune astăzi cât de vinovați sunt comercianții dacă dau sau nu bon fiscal, nici cât de important sunt cei de la ANAF care și-au luat mașini noi și umblă precum fantomele sperind, nu-i așa, oamenii care au făcut o obișnuință din a face bani negri în timp ce strigă că nu sunt bani pentru spitale, nu sunt bani să avem o poliție bine plătită și incoruptibilă. Vom discuta despre artă pentru că tot lor, politicienilor, arta a ajuns în prim plan. Dacă e bine să ții tablourile sub pat sau prin pereți, dacă e rentabil să ai o galerie de artă, vom discuta în această seară cu o doamnă care știe cu ce se mănâncă acest business, pentru că arta, dincolo de partea de cultură, să-i spunem așa, are și o componentă importantă economică. Invitatea mea din această seară este doamna Sorina Ieța, președintele Fundației Triades. Rădmâna, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Vă salut cu drag și mă bucur, sper să fiu în înălțimea alerteței dumneavoastră, pentru că arta în general nu este foarte alertă, dar sper că astă seară să fim în pas cu repeticiunea tinereții dumneavoastră. Doamna Ieța, stăteam noi liniștiți așa români, ne uitam la televizor, vedeam cătușe, 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 cătușe. Nu zic că e rău, după ani în care tot așteptam să se întâmple lucruri, să vedem niște domni foarte frumoși care ne țineau lecții cum stă treaba, dar ei furau cu două mâini, cu patru, cu șase, după posibilități. Și la un moment dat au apărut tablourile lui Darius Vâlcov. Și toată discuția s-a mutat de la șpăgi, cum se dădeau, cum se luau pe aceste tablouri. Și v-aș întreba, pentru că fostul ministru de acum de finanțe dorea să-și deschidă o galerie de artă în București, ar fi fost o investiție rentabilă? Lucrurile sunt mult mai complexe decât atât. S-ar putea, nu cunosc foarte bine subiectul acesta, chiar astăzi m-am uitat puțin pe presă să văd în ce constă istoria aceasta care în sfârșit aduce arta în prim plan. Nu chiar așa ne doream să fie adusă arta în prim plan, dar lucrurile sunt mult mai complexe, în sensul că cineva care dorește să-și deschidă o galerie de artă începe, presupun, să facă un depozit cu lucrările la vedere. Eu ceea ce am citit astăzi era că erau prin pereți? Erau prin pereți. Sub, deci sunt aspecte de tip inclusiv de tip logistic care s-ar putea să creeze anumite probleme. Pe de altă parte, eu doresc oricărui întreprinzător foarte serios să gândească nașterea unei galerii de artă, dar atunci presupun că ar trebui să înceapă cu alegerea unui tip de exprimare prin acea artă. A alege o gamă foarte largă de modalități de expresie sau de tipuri de artă nu este un semn de foarte mult profesionalism. Al pune pe Renoir lângă nu știu ce artist contemporan s-ar putea să fie doar o colecție privată și atunci, sigur, gusturile sunt de alt tip, sunt de altă factură, nu poți să le pui la judecată. Dar Picasso? Toată discuția s-a învârtit în jurul a trei, câteva mari nume. Dar întrebarea mea era în felul următor. Dacă că sunt niște falsuri. Știți cum, și aici este o mare, mare problemă. Dumneavoastră știți Fundația Triade și sunt convinsă că de foarte multe ori, nu dumneavoastră numai, dar foarte multă lume se plimbă pe treptele galeriei care este deschisă, care este foarte publică și într-un colțișor este acolo o lucrare pe care scrie Picasso. Am cumpărat-o într-un muzeu ca o lucrare multiplă. Sunt lucrări ale marilor maestri care sunt făcute în așa numitele
condiții care permit și mai ușoară distribuirea lor la prețuri foarte rezonabile, de la 100 de euro până la 1000 de euro, ceea ce nu duce pe nimeni la DNA în final. Sigur că e vorba de valori foarte importante, dacă este vorba, nu știu despre aici ce este vorba. După ce s-a vorbit de câteva milioane de euro, se vorbea că întreaga colecție ar fi undeva pe la 1 milion de lei, deci vreo 240-250 de mii de euro. Atunci nu cred că merită să facem efortul unei emisiuni de televiziune pentru varianta asta. Adică de obicei ne-am obișnuit ca oamenii când iau șpagă să facă așa. Să ia în plasă. Plasă și atunci să-i ducă unii și duc în Elveția, numai la modă, prin Dubai. Își mai iau o pițipoancă proaspătă cu BMW, Jimmy Choo-uri și alte chestiuni. Vâlcov, într-adevăr, pare omul că a vrut să bage o parte din bani, așa spun procurorii, în artă. E o investiție bună arta? În lumea mare este o investiție foarte bună. Semnalul ar putea să fie foarte pozitiv, acum păstrând ghilimelele și gluma de rigoare, și pentru piața românească, pentru că dealerii de artă de mai mulți ani de zile se chinuiesc să convingă bancherii că arta poate să devină un garant al unor valori de adevăratele. Pentru asta însă trebuie crescut o întreagă logistică și construită o întreagă logistică în jurul băncilor, care se poată evaluatori și oameni care să se priceapă și oameni care să poată da credit în baza unui tablou pe care l-ai tu acasă. Nu se întâmplă acest lucru încă în țară. Deci, iar dacă cineva face acest lucru înaintea băncilor și a celor care creează valoare obiectelor, atunci este un act lăudabil, înseamnă că este un înainte mergător. Sigur că sunt motive foarte diferite pentru a avea artă pe care să nu o arăți la vedere. Poate să fie o valoare pe care să o ții înregistrat într-un patrimoniu care să nu fie așa de vizibil și plauzibil ca un BMW. Aveți experiență în această zonă foarte mare. Fundația este, îmi spuneați că neoficial este din 1995. 20 de ani cel puțin. Da, oficial, cu acte în regulă, de 15 ani. Da. Ați văzut evoluând toată această piață. La ce nivel este față, nu știu, de alte state unde deja este bine așezată? Cam în ce stadiu suntem? Am trecut de zona de grădiniță, să spunem așa? Am ajuns la cursuri primare, la liceu, la facultate? Am absolvit? Da, dumneavoastră v-ați adresat unui președinte de fundație de artă. Să pot să fac o primă delimitare, o primă diferență. Eu, ca fundație de artă, în principal mă ocup de formarea unui public care să poată să aprecieze, să poată evalua, să poată să se bucure și să poată ca la un moment dat să accepte că arta devine o valoare. Pragul următor, care este mai departe, este acela al galeristului și al dealerului de artă, care într-adevăr încearcă să creeze, să lărgească o piață a mișcării acestor bunuri, când aceste bunuri să devină într-adevăr valori de schimb, valori care să poată să fie negociate, să fie tranzacționate, să le crească valoare așa mai departe. Fundația este doar un observator din acest punct de vedere. Cu atât mai bine puteți să aveți o poziție neutră, într-adevăr. Aveți și o imagine de ansamblu. Cu siguranță că acum 25 de ani, când noi am intrat într-o piață liberă a, nu numai a artei, ci a bunurilor, o piață a schimburilor mai liberalizate, arta nu a fost sub nicio formă un partener sau nu a fost sub nicio formă o valoare care să poată să reprezinte un interes pentru evaluator. În acest moment s-au făcut câțiva pași. Anul trecut, de exemplu, s-a făcut în România primul târg de artă contemporană. Deja este un pas care ne aduce mai aproape de ceea ce înseamnă tranzacționarea artei. Au apărut în România mai multe galerii comerciale de artă, deci galerii care tranzacționează artă, care expun artă și care fac din aceasta o meserie.
multe dintre acestea au trecut de faza de foarte de pionierie, de cum ați spus dumneavoastră, de grădiniță și sunt galerii importante care au ajuns să tranzacționeze valori mari. Mă refer, de exemplu, nu mai departe decât foarte recunoscută la nivelul tuturor auditorilor și persoanelor care vizionează televiziuni, statutul pe care are Galeria Plan B din Cluj, care este în foarte multe situații tranzacționează lucrări de valoare importantă a tinerilor artiști, de data aceasta ai școlii clujene, care au ajuns la valori foarte mari în toate târgurile și în toate manifestările unde se prezintă. Numai departe decât foarte recent, Bună Oară pentru un tablou expus la un târg care expune un tablou al unui artist contemporan, față de tabloul acela unic au existat mai multe zeci de cereri de cumpărare. Asta înseamnă că prețul a crescut. Da, sigur că... La că... ce valoare a ajuns acel tablou? Aveți idee? Aproximativ? Da, undeva la 60 de mii de euro. Asta însemnând o valoare rezonabilă, pentru că același artist a în alte împrejurări și în licitație, ceea ce înseamnă ceva diferit de târg, pentru că la târg, în mod obișnuit, se vinde lucrarea primului care vine nu se negociază și deci nu se face o creștere prin licitare a prețului. Dar s-a ajuns la valori, deci există în spațiu arte românești artiști care deja au ridicat valoarea de artă la cote foarte mari și unde deja lucrurile încep să fie foarte serioase. De exemplu, eu am din tinerețea mea un tablouaș acasă primit cadou sau primit pe bani mărunți de la un artist și îl trimit la o casă de licitație pe care îl scoate cu 800 de euro. Timp în care valoarea lui pe piețele internaționale a ajuns la 80.000 de euro. E o problemă. Deci lucrurile trebuie corelate, lucrurile se intră deja într-un mecanism economic, într-un mecanism al întregii înscenări a pieței, care este foarte serios. De aceea am început cu dubiul inițial, pentru că o galerie și un lucru serios legat de o intenție serioasă de a deveni galerie de artă nu se începe cu lucruri atât de disparate, cu lucruri așa de diverse și mai cu seamă cu lucruri ținute dosnic prin pereți falși sau pe supat. Acolo s-au ajuns că fugeau oamenii, oamenii de procuror să nu-i găsească, să nu le găsească, că se pare că erau din șpoci. Adică... Dar probabil că și tot acest proces... Dar faptul proces... că au investit în arte e un semn. Deci asta vreau să spun. Eu țin minte acum, dacă vorbiți de experiența mea de galerist de 15 sau 20 de ani sau de om care lucrează cu arta, pot să lărgesc un pic perioada și să vă spun ca soție de artist, trăiesc cu această problematică de 40 de ani aproape. Deci îl țin minte pe soțul meu, pe Peter Ieța, sculptor, care în anii 74-75 a ieșit prima dată în străinătate și țin minte că la un moment dat a fost, deci cum față de romantismul artistului care se dorește iubit, care se dorește ales, care se dorește ajuns în casa oamenilor, Peter s-a întâlnit într-o galerie, nu știu mai țin minte unde, oricum în Germania, s-a trezit în fața unei situații care pe el l-a descumpănit foarte tare și l-a întristat foarte tare. Că a venit cineva și a cumpărat o lucrare, iar cel în numere căruia a cumpărat, deci a venit un consilier care a făcut o achiziție de artă, dar cel pentru care a cumpărat lucrarea respectivă nici nu s-a obosit să vină până acolo să vadă. Iar pentru Peter asta a fost frustrant, pentru el nu conta banii aceia pe care îi câștiga pe o sculptură, ci faptul că, cum adică lucrarea lui să nu fie iubită, să nu fie dorită. Arta are toate aceste trepte de creștere, de la faptul că sunt colecționari care se duc în capătul pământului ca să își găsească lucrarea pe care și-o doresc și ăștia sunt adevărații colecționari și ăștia sunt colecționarii pe care noi ni dorim să-i crească în mod sănătos. Sunt oamenii care în mod sănătos, ca în orice lucru și în orice creștere a unei societăți sănătoase, ajung să existe. Sunt și alții care
care în loc să bage în plasă fișicurile de bani sau ce știu eu, așa... Au trei tablouri și șase sulcuri. Aveți, ați întâlnit astfel de clienți, ca să le spunem așa, de oameni care... Sculptura se cumpără, acum pentru că vorbesc de sculptură, sculptura se cumpără pentru diverse scopuri. Am, de exemplu, și astăzi, în mod acum fac și reclamă. E voie să fac reclamă, pentru că vă povestesc o situație. Sunt, de exemplu, întreprinderi foarte serioase care sunt evenimente sau momente când își întâmpină sau când își aniversează câte un eveniment al companiei. Și cei care vin cu experiența din străinătate, deci companiile multinaționale, care știu că toți oamenii lor pe care doresc să-i întâmpine frumos într-un buget, care totdeauna există o marjă de buget în care cumperi niște vin bun sau cumperi la un moment dat, în loc de un vin de colecție, cumperi un obiect de artă și care cumpără obiecte de artă pentru acest scop. Deci, sigur că arta există și acest palier de receptare sau de întrebuințare a artei. Este o valoare care este și o valoare simbolică, este și o valoare în sine și atunci, în momentul în care cele două părți se întâlnesc, devine un obiect reprezentativ. An de zile la Institutul Cultural Român din Budapesta, de exemplu, politica culturală a României făcea ca să fie gratulați reprezentanți ai culturii partenere printr-o lucrare pe tărieța. Și asta se făcea în cadrul unei ceremonii foarte importante în care veneau televiziuni, personalități și așa mai departe și obiectul în sine devenea un simbol, un element care reprezenta mult mai mult decât frumusețea lui intrinsecă. Poate asta e și frumusețea faptului că era Brânduș Armanca, o timișoreancă care a știut foarte bine valorile locale pe care, așa, și să le promoveze în evident. Exterior. Și a fost un win-win. Brândușa venea înspre personalitățile culturale maghiare care meritau gratulate și dădea un asemenea cadou ca semn de reciprocitate și respect. E o chestiune importantă ca arta românească să fie promovată în exterior. O, Doamne, și sigur. Și întrebarea mea este arta românească promovată cât ar merita? Pentru că de multe ori auzi disparat de câte un artist care a reușit să aibă un tablou într-o galerie celebră, că mai face o expoziție. Și îți dai seama că, de fapt, de multe ori sunt oameni care și-au luat, cum se spune, lumea în cap sau soarta în mâini și au zis, ok, e un risc, dar nu este acel transfer cum ar veni, mult mai normal de altfel, instituționalizat, ca să spunem așa, prin galerii de artă, prin fundații. Vreau să spun că aici deschideți o cutie a Pandorei aproape, pentru că ați luat lumea în cap ca artist în secolul 21 ca să te faci cunoscut, este o utopie sau la limita imposibilului. Deci, la fel ca, gândiți-vă că trăim într-o lume a marketingului și trăim într-o lume a piețelor multiplu stratificate și a piețelor care impun niște legi și sunt ghidate după anumite legi. Arta nu face abstracție sau arta nu iese din această paradigmă. Artiști buni și foarte buni sunt enorm de mulți. Mi-aduc aminte o scenă într-o galerie din Ingolstadt, un galerist prieten, și a bătut la ușa galeriei. Galeria era evident plină de sus până jos în toate depozitele și promova artiști după criteriile pe care le avea impuse de sine, deci și le crease. Și a venit ciocănind la ușă un tânăr cu o mapă, venea de la Leningrad. Școala de artă rusească e foarte bună. Era un artist între alte miile, poate milioanele de artiști foarte buni, care bântuie prin Europa cu mapa sub braț. Prietenul nostru nu era un om cinic, dar a trebuit să găsească formula care să-l trimită
mai departe pe acel pe drumul lui. Și pentru că acest tip de asalturi, și ne-a spus că acest tip de asalturi se face de câteva ori pe zi. Și că evident că ca să funcționeze bine, un galerist nu poate să aibă în portofoliu său mai mult de, ce știu eu, 10, 20, depinde de câți angajați și de câtă capacitate managerială are. Dar să spunem că la nivelul galeriilor noastre românești, care funcționează cu 1, 2 angajați, 4 angajați maximum, nu pot să gestionez în mod eficient un număr mai mare de 10, 15 artiști. Ori vă dați seama că dacă vine și al 16-lea și al 160-lea, fie timpul tău se micșorează cu privire la fiecare artist în parte, fie capacitatea ta de a te ocupa de acela este mai mică și așa mai departe. Pentru că ca să impui un artist bun, și vorbesc numai de artiști buni, ăia proști, ăia slabi sau ăia care nu privesc setul de criterii pe care tu vrei să-l aplici, nici nu intră în discuție. Dar vorbim de artiști foarte buni, artiști profesioniști care au toate mijloacele, toate instrumentele limbajului specific bine formulate. Ei, aceștia, de acolo până la a fi impuși într-un mare muzeu al lumii, este o întreagă politică, o întreagă strategie, exact ca aceea a intrării pe marea piață a lumilor, a unui produs a unui cârnat minunat, a unui vin apropo românesc. Apropo de cârnat și de vin, cât e în acest marketing, cât contează valoarea produsului artistic și cât învelișul, ambalajul, forma sub care este vândut? Sunt două elemente deopotrivă importante. Un artist foarte important, atâta vreme cât nu are ambalajul potrivit, și când spun ambalaj mă refer la toate tehnicile de marketing pe care o galerie le poate produce. Și anume, participare la evenimente importante de artă, participare la târguri, unde o participare la târg deja impune o investiție care este foarte serioasă. Deci, într-un târg de artă, accesul este foarte scump. E un prag la care nu te poți duce. La marile târguri, nu numai banul de acces la târg contează, ci contează aplicația pe care o faci și care ți este validată de un grup de specialiști. Care... Deci, nu vorbim decât de la nivelul de valoare în sus. Valoroși sunt, cum am spus, valoroși pot să fie foarte mulți, iar dintre aceștia care sunt valoroși, mult mai puțini sau infim de puțini ajung să treacă bariera acelei recunoașteri care este cea pe care ne-o dorim. Cea internațională. Sunt câteva valori de artă în Timișoara foarte clare. Mă refer, de exemplu, la să spunem, grupul Sigma. Grupul Sigma este un grup pe care oricare specialist din domeniul artelor vizuale, care să știe ce înseamnă avangarda deceniului 6-7, care știe care au fost grupurile, care au fost condițiile în care aceasta s-a manifestat. Deci poate să recunoască valoarea acestei mișcări. Dar de aici și până a fi impusă în Liga A, acolo la mari jucători, e o cale care înseamnă foarte, foarte multe lucruri. Înseamnă validarea autenticității acelui moment, deci vorbim doar de perioada respectivă. Înseamnă posibilitatea de a găsi, de a face un pachet suficient de cuprinzător și suficient de concludent despre degeaba am eu 3 lucrări, pentru că restul le-am dat la prieteni și nu mai sunt, pentru că de atunci au trecut 40 de ani și nimeni nu se uita 40 de ani la ele. Dacă eu nu am o cantitate suficientă cu care să vin și să afirm, să validez ceea ce atunci am făcut, nu se poate porni o campanie de marketing de artă. Deci lucrurile sunt foarte complexe, foarte complexe și trebuie văzute cu toată seriozitatea oricărui act serios de impunerea unor valori pe piață. Știți, Timișoara îi place să se fălească, da. Să fie, noi suntem prim, Banatul, Frugia. Mă rog, a rămas deocamdată, după opinia mea umilă, doar cu numele de Frugia, căci
am fost depășiți în multe capitole de orașe care altădată erau mult în spatele Știți nostru. Știți cum e la box? Sunt multe reprize. Deci, da, noi am rămas la până, prima. Noi suntem la prima. Nu, dar knockout-ul nu s-a declarat încă. Încă nu, da. Nici departe de... Nici pe acolo. Suntem așa, ca un boxer în ăla care e cheaun așa între colțuri, în colțul ringului. Timișoara. Ca și... Mi-ați adus, ați pomenit Clujul. Cam pe ce loc este din punctul dumneavoastră de vedere și dacă Timișoara, trecem la o altă zonă a discuției, poate prin artă să aibă vreo speranță dincolo de patriotismul local la capitală culturală? Pentru că această componentă este una importantă. Acum, lucrurile sunt foarte diferite din nou, deci trebuie să nuanțate totdeauna toată această problematică foarte serioasă. E adevărat că în momentul acesta recunoașterea pe care arta vizuală, vorbesc de data aceasta, arta vizuală clujană, ocazie cu care voi și face o paranteză, în momentul acesta... artă vizuală clujeană se poate consuma și în Timișoara și asta este un semn foarte bun, pentru că dacă vorbim de un decalaj, în mod obișnuit, cel care este considerat mai bun, și vorbeați acum despre arta clujeană, că poate să fie considerată mai bună, cel care este considerat mai bun nu se uită la cel care este considerat mai puțin bun sau mai jos. Ori, în momentul în care un mare artist din Cluj acceptă să vină în Timișoara, înseamnă că el are conștiința faptului că Timișoara este un partener de dialog care merită să fie onorat cu prezența reciproc avantajoasă. Asta închid paranteza. Dar în momentul în care vorbim despre capitală culturală, 1. Capitala culturală nu se judecă doar pe un singur segment, acela al artei vizuale. În acest moment, decalajul este evident în favoarea Clujului pe segmentul de arte vizuală, pentru că în studiile de specialitate, de exemplu, care s-au făcut recent, anul trecut, Clujul este trecut pe o listă foarte scurtă a orașelor cu mare potențial cultural din punctul de vedere al artei vizuale contemporane, în un fel de top 100, ceea ce, gândiți-vă top la... Top 100... Din lume. Mondial. Mondial, care înseamnă... Iar Clujul, în această ierarhie a orașelor mari, este undeva în primii 10. Cred că îmi șoptește Andrei aici din studio, care este specialistul casei în artă contemporană, că este pe locul 5-6, undeva pe acolo. Deci Clujul, pe domeniul de artă vizuală, a reușit o performanță care se întâmplă într-un popor odată la foarte rară vreme. Cum s-a întâmplat cu filmul românesc, pentru că a prins o breșă în care interesul general european față de problematica pe care estul european sau zona aceasta postcomunistă o aducea ca informație și ca emotivitate și ca toate valorile pe care le aducea estul spre vest, a captat momentul acela de acces la marea performanță și a penetrat ceea ce spuneam eu că este aproape imposibil de penetrat. Așa s-a întâmplat cu arta vizuală contemporană clujeană. Dar capitala culturală nu se judecă doar pe acest segment. Sunt foarte ample. Care ar fi, de exemplu, din toate aceste segmente, după dumneavoastră, segmentul în care Timișoara este pe primul loc sau ar putea să ia fața celorlalte? Că, știți, până la urmă, contează fiecare segment, fiecare punct, cred că fiecare... Importantă este sinergia tuturora spre aceeași idee, același concept. Mi se pare că în Timișoara există această confluență a dorințelor Dacă Timișoara... Eu n-am văzut până acum, îmi cer scuze, cu tot respectul n-am văzut. Dacă eu vă spun câteva domenii care lucrurile prin transcriere sau prin traducere pot să însemne același lucru, noi vorbim de foarte multă vreme despre acele premiere timișorene, dar premierea timișoreană înseamnă inovație, înseamnă tehnologie, înseamnă știință. Dacă vorbim despre arta contemporană națională, care ca moment de referință, momentul avangardei anilor 60-70,
avangarde timișorene. Dacă vorbim despre faptul că Timișoara este la polul acesta al dezvoltării economice, un pol de dezvoltare pe industriile de IT și pe industriile minții, ca să spunem așa, iată, sunt trei elemente care pot să conducă spre această confluență, spre această sinergie de care vorbeam, și atunci să spunem că Timișoara poate să fie, dacă noi cu toții, dar asta înseamnă că și eu și dumneavoastră și toți cei care ne văd pe noi, să conștientizeze faptul că sunt, sunt valori care la un moment dat, dacă dorești și dacă pui osul și dacă toată lumea aceasta care poate să fie interesată de creșterea orașului le adună așa, pot să însemne un canal care să te ducă spre mai bine. Da, apropo de canal, eu comparam când a fost la Simona Neumann, cea care conduce Asociația Timișoara Capitală Culturală aici, comparam acest proiect ca un imens bulevard, frumos luminat, că și nu-i așa, toți ne dorim, da, dar e un imens bulevard care trece prin mijlocul orașului, iar toată lumea, sau marea majoritate, preferă să continue să meargă pe străduțele lăturalnice, fiecare cu treaba lui, acolo închis în pătrățel lui. Nu, nimeni, adică nu vezi să fie lumea pe bulevard. Pentru că dacă nu dai viață bulevardului, oricât de frumos l-ai desena, l-ai face, tot gol rămâne. Da, aveți perfectă dreptate. Și aici de aceea, eu ca jurnalist nu văd din demersurile publice, din ceea ce se întâmplă, acea chestiune de a umple bulevard, de a avea o acțiune comună. De aceea spuneam că se sinergie. Deschide, pentru că, da, sinergie, da. Dar sinergia trebuie să vină dinspre acest studio în care noi suntem acum și să dăm acest semnal că, da, ne dorim să mergem toți pe un bulevard. Da, dar atâta timp cât se fac acțiuni la Bruxelles și, mă scuzați, președintele asociației nici măcar nu spune un cuvânt, am o problemă de chestiune de mesaj. Atât, n-am fost la Bruxelles, am citit ce au scris colegii mei, sunt chestiuni care, din păcate, spun, de prea multe ori contează cineva. Nu contează cine. Cineva. Contează mai mult decât majoritatea. Contează mai mult decât opinia, o opinie, nu neapărat a unui individ, ci a unui grup, contează mai mult acea opinie decât ce ar conta pentru binele comunității în sensul de idee. Din păcate, am observat și observ în continuare acea lipsă de amabilitate în a accepta că altcineva poate să aibă o idee mai bună, și am observat acea lipsă de, sau nu, o neputință, cred că ăsta e cuvântul cel mai bun, o neputință de a accepta că adversarul, cu ghilimele, poate să-ți fie aliat și tot să se adune în jurul unei mese rotunde. Da. Asta este marea problemă. Am fost în urmă cu vreo 2 ani de zile invitată de directorul Institutului Cultural Francez, care acum s-a schimbat între timp că s-a terminat mandatul. Am fost invitată într-o vizită de lucru, ca să spun așa, la Lille. Lille este exemplul cel mai performant în ceea ce privește în plan european succesul pe care poate să-l aducă capitala culturală. Și am cunoscut acolo un personaj care a fost foarte m-a fascinat și pe mine și am zis că mi-ar plăcea să-l avem zilnic aici portavoce. El își avea pe cartea de vizită creator de entuziasm sau așa ceva. Deci el se vedea un agent, un ferment, un vector din acesta care să susțină și să mențină entuziasmul general. Ei se adunau în mod informal, deci nu pe o structură din aceasta ierarhizată, și se adunau în mod informal cei care considerau că au ceva de câștigat de pe urma unui asemenea proiect comun. Din păcate, la noi, scuzați-mă că vă întrerup, că da, venise acum în cap, contează mai mult orgolile decât... Da. Aici suntem, asta este esența. În momentul în care într-o comunitate... De acest lucru. Știți că acest lucru se poate trece. Sigur că se poate trece foarte greu, că toate lucrurile care țin de modificare, de schimbare a unei mentalități, a unei atitudini, a unei forme de viață, sunt chestiuni de educație. Îmi spuneți mie,
de 20 de ani, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare, încerc să mențin, să mențin și eu tonusul acesta al entuziasmului față de o idee, pentru că sunt conștientă că o schimbare de mentalitate nu se poate face de azi pe mâine. A scăpa de această putere a orgoliului se face numai prin comunicare, numai prin înțelegere, numai prin educație. Ori asta da, ia... vorbim de orgoliu unor oameni foarte bine educați, cu școli, cu... Foarte bine educați înseamnă că mai încape loc, dacă, da. Mai, dacă mai au loc de... O să țin minte această idee, o să o folosesc la momentul oportun, da, dar înseamnă că mai e loc la... Înseamnă că este loc încă de toleranță, pentru că educația și comunicarea înseamnă a accepta celuilalt dreptul la a spune ceva. Dar ca să revin și să nu mă depărtez de întrebarea pe care mi-ați pus-o în legătură cu capitala culturală, șansele noastre sunt foarte mari și nu se pot judeca neapărat în legătură cu parametrii de performanță. Pentru că tot așa, vă dau un exemplu, m-am întâlnit în săptămâna trecută cu o doamnă care făcuse parte din comitetul care a pregătit candidatura orașului Karlsruhe pentru capitală culturală. Orașul Karlsruhe a fost un oraș pierzător în favoarea Essenului la momentul în care a fost concursul german pentru alegerea orașului. Și nefasta a fost pentru Karlsruhe că sunt prea buni, pentru că în ideea alegerii capitalei culturale intră gradul în care pentru un oraș înseamnă dezvoltare. Accesul la un asemenea dobândirea unui asemenea titlu duce la o creștere a duce la o creștere și respectiv este un factor care se poate salva o situație care este precară. Deci în comparația pe care noi avem între Cluj și Timișoara, argumentul că Clujul în acest moment depășește performanțele în domeniul artelor vizuale nu este neapărat un argument favoarea Clujului. Dacă noi demonstrăm că prin accederea la capitala culturală putem să creăm un proiect care să ne mobilizeze pe noi să facem mai mult. Deci, de fapt, capitala culturală dorește să scoată la lumină acea energie constructivă. Și de aceea zic eu că sinergia și efortul nostru al tuturor, începând cu dumneavoastră care veniți din domeniul comunicării și al presei și până la mine care fac educație și fac alt tip de comunicare, așa, practic, cei care suntem conștienți de această valoare a energiilor constructive trebuie să le punem în aplicare. Da. Eu rămân, Toma, necredincios și vă întreb, care energii constructive când frumosul nostru oraș nu a fost în stare în 25 de ani, și aici mă întorc la o obsesie, în sensul exact al cuvântului a mea, de a nu putea să se laude, să prezinte oricui, să-și arate respectul cu un muzeu al Revoluției. Este forma supremă de neputință a acestui oraș din punctul meu de vedere. Și aici este vina fiecăruia dintre noi. Începând cu politicienii și terminând poate cu ultimul om care n-a ieșit pe stradă și să-i bată obrazul, măcar atunci când sunt alegeri, unui politician care vine să-i ceară votul. Este forma supremă de neputință a Timișoarei în acum, a-și arăta respectul. Acum, eu n-aș reduce la Timișoara această neputință, pentru că mișcarea de la Timișoara este o mișcare care s-a reflectat într-un bine general. Nu mă interesează dacă există un muzeu al Revoluției la Fălticeni, la Chișinău, Criș sau la Constanța. Nu în sensul acesta vorbesc. Este fundamental pentru oraș să-și arate respectul. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Aici e problema fundamentală. Dar acest respect manifest printr-un muzeu al Revoluției nu ar trebui să antreneze doar eforturile locale, pentru că presupun că intenția și dorința și veleitățile noastre pentru un muzeu adevărat la Marseille, care a fost capitală culturală anul trecut, Le Musée de Confluence, care s-a făcut ca să marcheze acest punct, acest highlight al capitalei, nu se putea face doar cu bugetul sau cu voința. Fără doar și poate, de uit câte milioane s-au dat și acum o să le dea niște băieți înapoi, de exemplu,
că spuneți, v-aș da două contraargumente. Unu, în 16-22 Timișoara a fost singură și s-a bătut cu dictatura. Zic un argument. Al doilea, nu mă aștept să vină bani de la București pentru un muzeu în condițiile în care am aruncat milioane și milioane de euro ilegal din fonduri publice pentru echipe de fotbal, pentru contracte niciodată efectuate, pentru tăiat iarba la preț de aur, fără niciun fel de exagerare. Când 25 de ani, din bugetul nostru, al tuturor timișorenilor, da? Plătitori de taxe, s-au întâmplat lucrurile acestea. Stau și mă întreb de ce banii aceștia, o parte, cât ar fi trebuit pentru muzeu, că nu cred că îți trebuia și dacă îl făceai, dacă îl făceai subteran, îl făceai sub formă de metrou, da? Dacă îl făceam metroul Revoluției, tot aveam bani. Dar atunci, după 25 de ani, cred că eu, ca timișorean, pot să mă întreb de ce n-am avut putința de a ne arăta noi aici, în comunitate, respectul. Că tot nu ne place nouă, știți, cu Bucureștiul. E discursul acela, că Bucureștiul. Dar hai să ne uităm în ograda proprie, cam ce am făcut cu banii care am avut. În momentul acesta, memorialul se bucură de un statut foarte prezent în orașul Timișoara. Gândiți-vă numai că, partea care reflectă memoria momentului respectiv este prezentă peste tot în oraș. Monumentele, nu mai știu câte sunt, că domnul Orban le-a multiplicat nemăsurat, dar în momentul acesta muzeul în sine are un spațiu care poate să fie foarte, foarte... plimbat. Vă aduc aminte de istorie, e lăsat într-o undeva la unitatea, fosta unitate militară, da, e undeva, nu e unde ar trebui să fie din punctul meu de vedere și ce ar trebui să fie. Spațiul dat memorialului este foarte frumos. Da, dar nu este exploatat la modul... La modul maxim nu e exploatat, adică, și eu sper din tot sufletul ca comunitatea să-și găsească resursele ca să transforme muzeul. La modul real. Despre asta discutăm. Trebuie să fiu, până la urmă, cred că acest muzeu, pentru ceea ce a însemnat Revoluția, ar trebui să fie o chestie de simbol. Ar trebui să fie mai mult o chestie care adică să când să ai aibă... Timișoara, spui, Muzeul Revoluției, unde te duci? Păi, acolo mă duc. Din punctul meu de vedere, acum sigur că lucrurile pot să fie interpretate în foarte multe feluri. Pentru noi, Revoluția, cred eu, că ar trebui să fie nu doar un simbol, pentru că un simbol este un lucru stagnant, un lucru care îl pui pe un soclu și de care te uiți și aduci coroane de sărbători naționale. Noi ar trebui să luăm o lecție a acestui mecanism care a făcut Revoluția și atunci eu aș vedea mai degrabă un muzeu interdisciplinar, un muzeu în care copilul să intre și să învețe nu ce a fost Revoluția și să o pună cu panglică comemorativă la sărbători, ci să învețe atitudinea care să facă din cetățean, din copilul care crește, să-l facă un copil apt să ia absolut poziție. Corect. Or, asta nu ține neapărat de... Dar spiritul a murit în Timișoara. Deci trebuie reînviat. 90? Deci, ne aducem aminte ce era reînviat. 90 în piața Oprei? Mă uit acum, indiferent de regim, că a fost pe vremea lui Traian Băsescu, că a fost pe vremea lui Ponta acum, câți oameni vedeți, în piață? Vedeți ce bine este să mă ocup eu de artă, pentru că sub aspectul ăsta eu pot să fiu mult mai... Vorbim de o societate civilă. Da. Nu există, îmi pare rău. O societate civilă nu este străină de noi. O societate civilă însemn eu și dumneavoastră și următorul. Deci dar nu putem să punem vina pe cineva. Eu cred că într-o societate civilă trebuie să activăm pentru o societate. Da, pentru o societate. Dacă nu există această societate civilă, eu nu cred că trebuie să punem vina neapărat. Să tragem clopotul că doarme. Da, deci trebuie să-l tragem de mânecă, în primul rând, pe vecinul nostru imediat. Pentru că ăla, dacă mai trage și el de mânecă pe următorul, ajungem la această înflorire
comună. Acum vorbesc povești. Da. E dar, bine să auzi deci, opinia unui deci om care stă, exact cum spunea dumneavoastră, departe de lumea dezlănțuită. Știți că de departe din lumea dezlănțuită întotdeauna vezi adevărurile mai profunde și mai adevărate. Deci această febră aceasta în care noi ne măcinăm energii inutile, cred că nu este o febră productivă. Cred că asta poate să ne împiedice să ajungem acolo unde de fapt ne dorim să ajungem. Așa că arta, eu zic că întotdeauna spune mai apropo mult de decât... Artă. Vreau să vă pun acum spre final câteva întrebări. Da. Trece timpul repede. Da, trece timpul repede, chiar dacă dar, am vorbit repede. Dar apropo de piața locală, spuneți-mi, există în Timișoara oameni care cumpără artă doar... Nu, să mă exprim mai corect. Există cumpărător de artă în sensul profesionist al cuvântului, adică oameni care apreciază opera în sine la justă valoare și își permit să scoată prețul cerut? Sau sunt doar acei cumpărători ocazional sau unii care, exact spuneam, ce e la mod acum? A făcut și el niște, a dat un tun și are niște bani și a zis, băi, de manele m-am săturat, nu e la modă. La Pițipoancă i-am luat ce și-a dorit BMW cu Swarovski. Hai să cumpărăm și niște... Avem o piață, o mică piață locală. Așa, ați început să conturați mai exact. Deci pentru că vorbeam de un teritoriu al educației, pentru că vorbeam de un teritoriu al lucrurilor care se fac organic, prin creștere, pas după pas, așa... temenic, nu poți să vorbești despre asemenea colecționar decât în timp. Vă pot spune lucrurile relative. Acum 25 de ani, acum 27 de ani, porneam cu un exemplu al lui Petărieța. Petărieța s-a bucurat când în Galeria Helios i-a fost furată de pe perete o lucrare în cadrul unei expoziții. S-a bucurat pentru că a spus că înseamnă că unui om i-a plăcut acea lucrare. De la acel statut în care un artist își are un iubitor de artă, până la momentul actual, creșterea este foarte mare. Dacă ne luăm și ne raportăm la Londra, unde la fiecare minut probabil se fac cumpărări, așa, realiști, de asta vreau să spun, că lucrurile sunt relative. În raport cu locul de unde am pornit, suntem pe un drum bun. Sigur că nu-și dorește niciun galerist ca să trăiască dintr-unul, doi colecționari serioși. Cam câți colecționari serioși are Timișoara? Nu vorbesc de Timișoara, vorbesc de România în raport cu arta contemporană, care înseamnă o aventură, înseamnă a ști arta dinaintea celei contemporane, ca să poți să intuiești valoarea, ca să poți să intuiești faptul că aceasta în timp își va merita locul de artă adevărată. În România îi poți număra pe degetele de la două mâini colecționarii adevărați. Sunt câțiva. Sunt și în Timișoara? Sunt și în Timișoara și suntem sunt și în Timișoara și nu mai departe decât faptul că vă spun că unul dintre colecționarii Timișoarei este în acest moment recunoscut de către un mare muzeu, cum este Muzeul Tate Modern, care este cel mai mare muzeu de artă contemporană al lumii, cu cea mai mare intrare de vizitatori ai lumii. Este pescuit din populația României ca și consilier pentru arta contemporană românească și provine din Timișoara. Cine este? Este domnul Ovidiu Șandor, care s-a format ca și iubitor de artă contemporană cu inteligența și cu seriozitatea și cu calitățile unui om care construiește pas cu pas. A știut să-și facă un business, pornind de la cărțile fundamentale și ajungând la departe, așa a pornit și cu arta contemporană. A pornit de la o plăcere și o colecție pe care o avea inițial în altă zonă, aceea bibliofiliei și a cartografiei, era colecționar de hărți, dar din aproape în aproape, pas după pas, el s-a cultivat și a descoperit această bucurie și colecționează în mod rațional, nu după principiile valorii
materiale, ci după principiile valorii artistice, fiind actualmente unul dintre cei mai importanți colecționari de artă contemporană românească ai țării. Timișoara, nu avem alți colecționari de altă... De această talie, de această anvergură, nu. În schimb, există în zonă apropiată și există oameni care sunt interesați de arta contemporană și veniți la Galeria Ieța, la vernisaj și vedeți că la vernisajul unei expoziții de artă contemporană ajung să fie cel puțin 200 de vizitatori. Important e și cât cumpără. Important este în primul rând să vadă. Important este în al doilea rând să vadă constant. Important în al treilea rând este să li se ofere șansa să ajungă să cumpere la posibilitățile lor, pentru că altfel rămân doar frustrări. Că și eu îmi doresc nu știu ce Picasso, Picasso vorbeam, dar, m-am dus la muzeul din Viena și mi-am cumpărat un Picasso cât m-a ținut și pe mine buzunarul, deci nu unul de 100 de milioane, ci mi-am cumpărat unul de 100 de euro, pentru că tot Picasso se chema, într-o altă formă la care eu am avut accesul. Deci important este această consecvență de a forma un public și asta este un lucru conjugat care vine dinspre oamenii care știu să formeze, care au ce forma și dinspre cei care își descoperă bucuria de a trăi lângă ceva care pe ei îi formează și pe ei, lor le dă satisfacție și așa mai departe. Deci hai să terminăm într-un ton optimist. Absolut așa. Optimist. Da. Chiar la asta mă gândeam că eu o speranță, nu e așa, că piața de artă din România va ajunge una importantă? Sigur că da, iar dacă acești oameni care astăzi sunt în situații precare, așa cum le-ați spus dumneavoastră, și că le găsește prin dulapuri sau prin pereți, înseamnă că face un declic că arta este o valoare și în următorii 50 de ani, nepoții domnilor care astăzi cumpără numai pentru ca să aibă în ce-și băga banii, dacă tot le văd în fiecare zi, vor fi formați în spiritul acesta al artei și vor cumpăra de credință și de... Înseamnă că urmașii domnului, dumneavoastră, care vor rămâne cu Galeria Ieța, la un moment dat vor fi atât de celebri încât Timișoara va fi prea mică și cine știe unde vor ajunge. Vreau să vă spun că în momentul în care Andrei, băiatul nostru, mi-a declarat că vrea să facă istoria artei, am fost șocată. După aceea mi-am dat seama, de fapt, ce să facă altceva dacă el asta a văzut. A văzut artă și artă și artă. Așa că și cei care vor vedea artă pe pereții părinților lor, indiferent că astăzi noi îi vorbim de rău. Nu, dar vorbim, dacă constatăm lucrurile. Constatăm lucrurile de acest tip. În loc să pună tablourile, să le vadă lumea, le țin sub pat. Adică. Dar mult mai bine să se cumpere artă decât BMW-ul, pentru că... Corect. Pentru că și decât... Mașina, în momentul în care ai scos-o pe ușa fabricii, deja i-a scăzut valoarea. Gândiți-vă că mari actori ai lumii, după ce și-au consumat colecție de mașini, sunt mari colecționari de artă și că lumea e mai frumoasă cu ei. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor, aveți bani? Nu îi aruncați pe prostii, luați tablouri la copii. Și nu le ascundeți sub pat, ci da. Exact. Până mâine seară, vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră. Sfârșie. O seară nebănuită.